Voi să plecăm. Ultima, vă rog. Unul dintre operatorii patru jurnale avea fost la spital după ce un polițist i-a dat cu spray lacrimogen în ochi. Cum comentați această situație? Ar fi mai corect dacă îți spune că i s-a dat cu lacrimogen în ochi, conducându-vă de prezumția nevinovăției. Legea ne permite, atunci când viața angajatului este în pericol și când se aplică violență, să aplicăm mijloace speciale, cum ar fi gaz lacrimogenic. Vă mulțumesc, o zi bună!